за трубковед, куда она похила? По санаторию отсюда? Можно тут машина и самокат, или самокатку, чтобы с машиной можно. А я тут же вендел украл. Там мы спать у колочку прямо понесем. Ага. Я так вот так зашел, что я вот садусь в машину. Ты же выкунаешь из Димут, но один шерп спрятал в августе. Ну, дешевле все август, на сентябрь, но мы шерп. Да, авоката ей зичка, вам потерпите и кумбараться на лоди по мене. Ей, вам учесть, как вам жесть, кому я пишет, что мы китаты, 14 на матласе жил, 14 долар, 14. Пишет, что мы китат, и один, базатарин дает речь писать. А лоди нас кумбарат пентру дня астрес. Пентру фейте не мере, ам дол фейте, фейте не мере. Вред зест. Я вам правил, фейте зесты такого кумбарат. Din cauza zestei pățit. Ei, ce să fac dacă am așa? Domnul Râșa știe că persoana cei care șade cu... El ne-a promis, ne-a spus cândva că el a stat cu el la pușcărie. Zice că e popul la pușcărie. Așa e ce mă vrei. Adică nu e un problem. Nu. Ne-a spus cândva, lasă că e tăcut la pușcărie. Dispozitivul decizii în cauză, concretă, e domnând recursului declarat de către partea apărării, precum și de inculpat, în cauza Chirvas Oleg Vasile, împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău și sentințele de Cătorie Reveșcani, în temeia articolul 435, alineatul 1, punctul 2, liter C, decide. Recursurile declarate se admit, se casează parțial decizia Colegiului Penal și parțial sentința instanței de fond, se dispune rejudecarea cauzei, se recalifică acțiunile lui Chirvas Oleg în baza articolului 190 alineatul 4, în temeiul articolului 196 alineatul 1 Cod Penal, considerând vinovăție declarată în această parte, însă cu liberarea de pedeapsă penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție prevăzut de articolul 60, alineatul 1, liter A, cod penal. Hotărârile atacate în latura civilă se mențin. Se abrogă măsura preventivă a arestului, liberând obiectivul Oleg din stare de arest din sala de ședință. Asta este soluția. Deci, pronunțarea de finire integrală va avea loc cu data de 20 februarie. Deci, o merge și întrerupe pentru a modifica completul. Dar oricum se întoarce la rejudecare, ce asta e decizie definitivă. Da? Eu o lăsat unul în moment, ca să nu la chete definitiv. Deci nu o să-i ducem la chete. Deci el are antecedent penal. Nu mă are antecedent. Nu mă voi mai spăsit bine. Larisa, levă ea. Asta nu e repede. Așa, domnul Oleg, mulțumesc. La revedere, succes. Tu n-am muiera e
bandit și amul ești om liber, a? Da, mulțumesc, Oleg, mulțumesc presii. Și Oleg Bregăs. Crezi că asta te-a ajutat, da? Nu avocață, nu, nu avocață, legea. Avocață tot și lege și instanță. Mulțumesc instanță tot. Mare, mare mulțumesc instanță că sunt obiective. Nici nu vine, atunci nu vine pe 5 ori și amul nu vine. Ține doamna Pohilă, da? Fiindcă e infiltrat. E 5.000 de dolari. Au furat milioane și m-a menit pe mine. Este că noi... Dar de ce se răzbună tine ta? Ce legătură ai cu milioane? Eu am dat depoziție când la dânsa era dosar penal. I-am dat depoziție la ce. De asta și se răzbună. E pe urmă de am o... Și acum e în funcție mare. E funcție mare, da. E contabil la Ministerul? Contabil la Ministerul de Cultură. Și iară 20 de milioane furgă. Urcheanu la Curie de Pontul a spus. 20 milioane furgă pe Hilă. Și iară e în libertate. Crezi că s-ar putea să mai inventez un dosar? Eu mă tem, ne-i grijă, că să nu inventez încă un dosar penal ceva. Te-a pupat fica și ți-a lăsat urmă. Oleg, mulțumesc tare, ție, n-ați și un recunoscător. Mulțumesc, Oleg, mulțumesc. Trebuie să retrăiesc cum e. Ești și-o scris, o denunțat fals și i-o dat libertatea contra mea. I-o dat libertatea, cu 13 zile i-o scris cerere contra mea. Nu se vede că te-ai falsificat? Tălhărița tălhărițelor. E plătește lui Stratulat, îi plătește. Nu spune secret. Eu tare îmi trebuie față permanent, mă uitam la numele public. Și tare îmi spune două. Și avocatul mic. Și rudilor apropiați. Și paza. Bravo. Cât ai stat în arest? Din 16 ianuarie. Din 16 ianuarie? Da. Oho. Ce-ți spune? Ce-ți spune? Ce-ți spune? Ce-ți spune?